După domnia lui Mihai Viteazul, scaunul țării române a fost ocupat de domnitorul Matei Basarab. Prin bunicul său, Vâslan din Caracal, Matei Basarab descindea din puternica familie a craioveștilor. Această origine i-a justificat de altfel adoptarea numelui de Basarab imediat după urcarea pe tron, considerându-se nepot al lui Neagoe Basarab. Matei Basarab a fost unul dintre domnitorii de excepție ai țării românești la mijlocul secolului al XVII-lea. A domnit pe tronul țării românești în perioada 20 septembrie 1632 până în 9 aprilie 1654, iată, aproape 22 de ani, încrunați cu succese pe plan politic, militar, economic, social, dar în special cultural. Epoca lui Matei Basarab a fost una de înflorire culturală, de închegare a unei școli artistice fără de care explozia brâncovenească nu ar fi fost posibilă. Perioada sa de domnie de 22 de ani, dintre, începând cu 1632 până în 1654, este caracterizată ca o perioadă lipsită de războaie lungi. Cele mai multe confruntări și le-a avut cu domnitorul moldav, din dorința acestuia de a așeza cât un protejat sau pe fiul său pe tronul țării românești. Această lipsă de războaie lungi, ceea ce n-a caracterizat perioada de domnie destul de lungă a lui Ștefan cel Mare, va face ca țara românească, în perioada de domnie a lui Matei Basarab, să cunoască o înflorire economică nemai întâlnită, mai ales eliminarea marilor comercianți greci care se cătuiau producătorii autohtoni, precum supermarketurile astăzi, a făcut ca boierii de rang mai mare sau mai mic, chiar mica boierime, să participe alături de domnitor la mare acțiune de ridicare de lăcașuri de cult și de așezăminte culturale. A fost un protector al culturii și sprijinitor al ortodoxiei, care a militat pentru păstrarea nealterată a tradiției ortodoxe. Ales de această boierime autohtonă, Matei Basarab își va începe domnia pe tronul țării românești, urmărind, am putea spune, să readucă tradițiile vechi românești ale țării acesteia pe care o conducea. În acest sens aș putea să citez un text al unor solii munteni, ajuns și la Gheorghe Racoții, principele maghiar al Transilvaniei în acest timp, care vorbeau în acest sens despre Matei Basarab. Ei erau boieri, munteni, trimiși de către Matei Basarab în Transilvania, în solie la principele Gheorghe Racoții. Iată ce spuneau ei despre începutul domniei domnitorului Matei Basarab. Citez: de la Șerban Vodă până la Leon Vodă ne-am pierdut toate libertățile. De nu s-a ales nimic din ele, iar măria sa, Matei Basarab, ni le-a dat îndărăt, întocmindu-le toate după rânduială. Birul împăratului l-am aranjat, fiecare ne-am știut avutul și ce preț are, fiecare a știut cât are de plătit într-un an. Deci noi ne-am ridicat pentru libertatea noastră și mai bine să murim decât să se întoarcă răul de mai înainte. Așadar, boierii se declarau mulțumiți de domnia lui Matei Basarab, care le redase libertățile sociale, economice, pe care le avuseră aceștia înainte. Desigur, se poate vorbi foarte mult despre domnia unui domnitor precum Matei Basarab. Aș încerca să structurez intervenția mea pe câteva planuri, acela al politicii sale interne, dar mai ales externe, și acela al activității sale pe plan cultural bisericesc. Toate aceste însușiri ale sale vor contribui la consacrarea suveranului ca cel mai mare ctitor de biserici.
Matei Basarab a ridicat din temelie peste 30 de biserici, la care se adaugă refacerea multor altora, atât în țară, unde l-a depășit cu mult chiar și pe Ștefan cel Mare și Sfânt, cât și la muntele Athos și la sud de Dunăre, la Vidin și Sistov. Diaconul Paul de Alep menționează că ar fi ridicat aproape 150 de manastiri și biserici, cifră care este destul de mare. În schimb, părintele academician Mircea Păcurariu consideră că este ctitor la aproape 40 de mănăstiri și biserici. Autorul volumului Ctitoriile lui Matei Basarab constată că a ridicat și a refăcut 48 de mănăstiri și biserici, dintre care 28 din temelie, iar boierii și legătorii domnești din perioada domniei sale, din perioada celor 22 de ani de domnie, au mai ridicat și reparat, refăcut, rezidit, pictat 59 de mănăstiri și biserici, dintre care 45 din temelie. A fost o dorință sa, probabil și datorită soției sale, să-și investească într-un mod spiritual bogăția sa sau averea sa pentru mântuire. Mitropolia Țării Românești beneficiază de la domnitor de danii de sate și imunități fiscale, cât și de sprijinul pentru refacerea bisericilor. Lunga domnia lui Matei Basarab a fost o epocă de fervoare religioasă și dezvoltare culturală, așa cum o arată numărul foarte mare de ctitorii voievodale și boierești. Radu Popescu Vornicu, în cronica sau în istoria domnilor din Țara Românească, face o apreciere extraordinară asupra calității de ctitor al lui Matei Basarab. Odată ce a ajuns să conducă Țara Românească, odată ce a venit la domnie, a început să ridice mănăstiri, pretutindeni și biserici spre lauda lui Dumnezeu. Până la acest domnitor, niciun domnitor nu ridicase un atât de mare număr de mănăstiri, biserici și așezăminte culturale. În secolul al XVII-lea, cele trei țări românești continuă să existe ca state separate de Imperiul Otoman prin teritorii, administrație și structuri social-economice proprii. În această perioadă se observă schimbări repetate de domni, totuși printre ei se numără personalități reprezentative, ca Matei Basarab, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. Aș putea concluziona spunând faptul că Matei Basarab rămâne în istoria socială, politică, militară, culturală, dar în special bisericească a Țării Românești, ca un domnitor de excepție. Un domnitor care rămâne în posteritate, prin întreaga activitate pe care a promovat-o, dorind încă din primul său an de domnie să readucă în prim plan în Țara Românească valorile tradiționale românești, care au fost oarecum uitate în timpul domniei antecesorilor săi, Radu Mihnea, Tomșa, Iliaș, care au promovat mai mult componenta grecizantă, Elena, în Țara Românească, și care a determinat de fapt o reacție a elitei boierilor români, aceasta ducând până la urmă și în antonizarea lui Matei Basarab ca domnitor a Țării Românești. Domnitorul Matei Basarab înființează la Târgoviște a doua tipografie din Țara Românească, menită a tipări cărți nu numai pentru țările române. Tipografia a fost instalată în 1635 pe lângă mănăstire și a funcționat cu unele întreruperi până în anul 1650. Domnitorul Matei Basarab, în 1643, înființează la Câmpul Lung prima fabrică de hârtie din țară. Forma cea mai eficientă de răspândire a culturii au constituit-o școlile. Domnitorul Matei Basarab a fost și un sprijinitor al culturii. Faptele lui sunt în concordanță cu gândirea străveche a românilor,
adaptată la condițiile veacului al XVII-lea. Datorită lui, limba română o va înlocui pe cea slavonă.